Am citit despre cineva care a ascultat o predică din Psalmul 52, acolo se vorbește despre minciună, înșelăciune și n-am mai putut să doarmă bine noaptea. După o săptămână s-a hotărât să trimită o scrisoare la ANAF și să spună, scria acolo, îmi pare rău, am înșelat fiscul, am inclus aici 500 de lei. Dacă nici săptămâna viitoare nu pot dormi, voi trimite și restul. E povestea ta cumva. Realitatea este că dacă am semănat mai mult ca Dumnezeu, am fi trimis toți banii odată, nu? N-am fi înșelat fiscul. Pentru că, vedeți, noi suntem creați ca să ne asemănăm cu Dumnezeu. În geneza, acolo de unde studiem în acest curs libertate, este prezentat faptul că Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea Lui. Asta nu înseamnă că am fost creați să fim Dumnezei, ci că am fost creați de Dumnezeu să avem însușirile Lui. Ceea ce noi avem și alte ființe nu au este voință și awareness. Îți trebuie o frază să traduci cuvântul ăsta awareness din engleză, dar ceea ce vrea El să spună este că noi realizăm cine suntem noi. Delfinii nu pot să facă lucrul ăsta, oricât de inteligenți sunt, delfinul nu știe că este delfin. Noi știm cine suntem. Avem această capacitate, care vine din Dumnezeu, ca să realizăm cine suntem noi. Și mai mult decât atât, noi suntem creați de Dumnezeu să fim o trinitate. O trinitate. De asta am citit versetul acesta extraordinar, pe care Pavel l-a transmis Tesalonicenilor, suntem făcuți după chipul și asemănarea lui, Imagodeii, imaginea lui Dumnezeu, suntem creați și suntem o Trinitate. Suntem trup, Suflet și spuneți voi, Duh. Sau poate ordinea este inversă. Astăzi vrem să vorbim despre ordinea spirituală. Da? Despre care este ordinea? Trup, Suflet, Duh sau Duh, Suflet, Trup? Și o să vedeți că este extrem de importantă. Și vom vedea și am înțeles tot din cursul acesta că Dumnezeu comunica cu Adam, de fapt, Adam comunica cu Dumnezeu în răcoarea dimineții. Acum vreau să vă întreb eu, Dumnezeu vorbea cu Adam numai dimineața? Nu, în timpul zilei, amândoi locuiau în grădina aceea. Um, um, erau două ființe care aveau conexie, contact toată ziua uh, răcoarea dimineții, am înțeles că este un eufemism pentru uh, uh, duh, pentru că răcoare uh, în ebraic este roah, care înseamnă vânt sau care înseamnă Duh. Asta îi spunea Hristos lui Nicodim. Duhul, cuvântul merge încotro vrea el. Era același cuvânt. Hmm? Ați înțeles? Deci Adam avea conexie cu Dumnezeu prin intermediul Duhului. Ce s-a întâmplat după ce a mâncat din pomul interzis, din pomul cunoștinței binelui și arului? Ce s-a întâmplat? Am văzut data trecută. Primul lucru pe care l-a realizat Adam este că era gol. Și nu numai că s-a ascuns împreună cu soția lui multibită și au făcut șorțuri din frunze de smochin și ea din alte frunze ca să aibă și seara ce purta și dimineața. <laughs> Râd ele că știu despre ce vorbesc. Și s-au ascuns. Acum, prima întrebare pe care Dumnezeu a adresat-o a fost, mai țineți minte? Cine ți-a spus că ești gol, mă? mă cine ți-a spus lucrul ăsta? Pentru că înainte de cădere, înainte de a mânca, înainte de a cădea în neascultare, era inocent. Erai la fel de gol cum ești astăzi. Dar cineva ți-a spus că ești gol, că ești Vinovat. Vedeți? Înainte de cădere, apropierea de Domnul se făcea prin ruah, se făcea prin Duhul. După cădere, deodată Adam își dă seama că hey, trebuie să mă îmbrac, sunt descoperit înaintea lui Dumnezeu. Vedeți? Se produce o reversare. El încearcă să-L acceseze pe Dumnezeu prin intermediul trupului, prin intermediul firii, nu prin Duh. În momentul când a mâncat din fructul oprit... El s-a deconectat de Dumnezeu, a căzut de la rețea sau a pierdut Wi-Fi-ul sau Wi-Fi, cum spun spaniolii, da? Știți cum spun spaniolii, Wi-Fi. A pierdut conexia cu Dumnezeu, s-a deconectat de la rețeaua divină și pentru că a pierdut conexia spirituală, a căutat un surogat. A încercat să-l acceseze pe Dumnezeu prin intermediul firii a trupului. Pavel vorbește în romani și pentru cei care au studiat romani împreună cu mine știți foarte bine acești doi termeni. Vorbește așa despre o luptă seculară, o luptă pe viață și pe, mo pe moarte între fire și duh. Între lumesc, sarchicos, și duhovnicesc, pneumaticos. Este o luptă între astea două și lupta se dă în noi. Da? pentru vorbitorii de limbă română e mai ușor să înțeleagă, pentru că noi de aici avem cuvântul pneu, de la pneumaticos. Pneul este cauciucul, dar cauciucul fără aer, fără presiune, este nimic, este flasc, nu este bun de la absolut nimic. E bine, Pavel spune, este o luptă între cauciuc și aer, între sarchicos și pneumaticos, între lumesc și duhovnicesc, după ce a consumat din pomul cunoașterii, omul a pierdut legătura cu Dumnezeu. Și atunci au înțeles că sunt goi, fiindcă au pierdut conexia în Duhul. Oamenii vechi spuneau, este imposibil să-L accesezi pe Dumnezeu în trup, adică este imposibil să-L vezi pe Dumnezeu cu ochii aceștia și să trăiești. De asta, prin uh, tradiția ibraică, noi am învățat că rugăciunea întotdeauna se face cu ochii închiși. Pentru că omul firesc, omul pământesc nu poate să-l vadă pe Dumnezeu și să trăiască. Astăzi este foarte important, ascultați-mă bine, e foarte important să înțelegi cum încerci tu să-L accesezi pe Dumnezeu. Pentru că este o cale bună, potrivită, cursul ne spune este uh, uh, copacul vieții și este o cale care nu duce la bine, ci duce la moarte și ăla este pomul cunoștinței binelui și a răului. În una din primele lui căl călătorii misionare, Domnul Iisus trece prin teritoriul inamic, prin Samaria. E interesant gândul ăsta pentru că el nu a rămas acolo în Ierusalim unde erau cei care, să spunem, erau de al lui, ci el întotdeauna, misiunea s-a desfășurat și pe teritoriul inamic, unde suntem noi, foarte important. Merge acolo și se întâlnește la, era să spun piscină, era la fântână, la piscină, oh, domnul nu merge la piscină. Uh -huh. A mers în lucruri mai, mai complicate, la și în casă, de exemplu. A ajuns la fântână acolo și se întâlnește cu o femeie. La amiază, femeia era singură, clar că nu stătea în public, nu era parte dintr-un grup mic, a venit singură să ia apă. Și domnul inițiază o discuție cu ea. Din discuție reiese cum încerca ea să-l acceseze pe Dumnezeu. Când femeia realizează că Isus este un profet, îi pune întrebarea cea mai importantă și zice așa: Părinții noștri uh, s-au închinat de pe muntele acesta. Părinții noștri, ca samaritenii, da? Israelul de Nord, majoritatea știți po povestea. Dar voi spuneți: cine sunt ăștia, voi evrei? Voi spuneți. Că locul de unde trebuie să se închine oamenii este în Ierusalim. Se referea la Templu. Mm -hmm. Și Domnul Iisus îi răspunde în felul următor. Femeie, crede-mă că vine ceasul, că nu vă veți mai închina Tatălui nici de pe muntele acesta, nici din Ierusalim. What? Nu făcea niciun sens pentru ea. Nu era răspunsul scontat sau ceea ce își dorea ea. Păi ori ne închinăm ca noi samaritenii de pe muntele Garizim, ori ne închinăm ca voi evrei din Ierusalim, de la templu. Nu există alt fel de închinare. Ea nu cunoștea alt fel de închinare. Ce face Isus? El ia ambele forme de închinare și le pune în aceeași oală. Și zice, niciuna nu-s bune. Niciuna nu-i bună. Nici o formă de închinare nu este corectă, nu este potrivită înaintea lui Dumnezeu. Și atunci îi spune ceva revelator pentru ea atunci și pentru noi astăzi. El spune așa, Dumnezeu este, spuneți voi ce? Duh. Dumnezeu este Duh. Și cine se închină lui, trebuie să se închine cum? În Duh și în adevăr. Primul lucru pe care trebuie să-l înțelegem Dragi închinători, este faptul că Dumnezeu este Duh și El poate fi accesat tot prin Duh. Ce spune Iisus femeia acestea și multora dintre noi care provenim din mediul ortodox, atenție mare, este că nu îl poți accesa pe Dumnezeu dintr-un loc fizic. Îi spune nici de pe muntele Garizim, de exemplu, samaritenii este la momentul actual gruparea etnică cea mai veche care în continuare, după 2000 de ani, merg de trei ori pe an la muntele Garizim, unde se spune că Avram a vrut să-l jerfească pe Isaac și se închină lui Dumnezeu pentru că ei, în tradiția, în credința lor, cred că de acolo îl accesez pe Dumnezeu. Isus îi spune femeii, niciuna din închinările astea nu sunt ok nu sunt bune, nu sunt potrivite, nu sunt cele care ajung la inima lui Dumnezeu. Niciun fel de închinare de genul ăsta nu ajunge la inima lui Dumnezeu. Ok, pe care este? Închinarea adevărată, care ajunge înaintea lui Dumnezeu, este închinarea în Duhul. Este închinarea în Duhul, pentru că Dumnezeu este Duh. Nu are importanță locația fizică nu este important dacă te închide pe un munte, dacă te închide pe un templu, nu este important. Lui Dumnezeu trebuie să te închine în duh și în adevăr. Cine este adevărul? Hristos a spus eu sunt calea, adevărul și viața. Lui Dumnezeu trebuie să te închini în Duhul Sfânt prin Isus Hristos. Altfel nu există închinare care să ajungă la inima lui Dumnezeu. De ce în trup nu? Țineți minte, s-au luptat pentru trupul lui Moise, marele profeta evreilor, s-a luptat cine? Lucifer cu arhanghelul Mihail. Ăștia doi au fost doi arhangeli. Arc, arcos, înseamnă căpetenie general al îngerilor. Ăștia doi, masivi, Puternici s-au luptat între ei pentru trupul lui Moise. De ce oare? De ce oare credeți că s-au luptat? Pentru că Dumnezeu știa că omul se închină la orice. Se închină la un trup și dacă ar ști cineva unde este îngropat Moise, ar fi făcut bucăți și ar pleca un os acolo, un os acolo, un deget acolo, o tibie acolo, știți voi foarte bine. De ce? Pentru că omul s-ar închina oricui numai lui Dumnezeu nu. Dumnezeu nu-i trebuie închinare de genul ăsta. Lui Dumnezeu trebuie să ne închinăm în trup, pentru că, în, în duh, pentru că Dumnezeu este duh. Adică ritualurile, pelerinajele, supunere la tot felul de posturi și înfrânări, autoflagelare și alte lucruri care sunt făcute în trup, nu te apropie omule de Dumnezeu. Nu te apropie de Dumnezeu. Nu te apropie de inima lui Dumnezeu. După cădere, închinarea omului este total greșită și arată cam așa. Trup, Suflet, asta sunt emoții și voință, și Duh. Trupul este cel care le prinde. Este cel care, să spunem, este majoritar. Sufletul este acolo, pe la mijloc, și Duhul, ma, de Duh, mai vedem noi ce se mai întâmplă cu Duhul. E bine, trebuie să se întâmple o reversare. Asta spune Hristos, trebuie să se producă o reversare. El spunea, vine ceasul și acum a și venit. La ce se referea? La venirea lui pe pământ. Acum, zice el, -a, a venit ceasul acestei reversări. Când adevărați închinători, auziți, că există tot felul de închinători pe pământul ăsta. Vă spuneam eu, toți sunt un fel de închinător. Orice om este un închinător. Hristos spune, sunt adevărați închinători. Care sunt ei, Doamne? Cei care se închină lui Dumnezeu în duh și în adevăr. Ce spune el de fapt? Spune că după pocăință, după întoarcerea la Isus, după acceptarea jerfei lui Hristos, închinarea noastră începe în duhul și apoi atinge emoțiile, sufletul și în cel din urmă trupul. În, cel din urmă, în cele din urmă, fizicul. Biblia spune, Doamne, când îmi deschid gura, tu o umpli. De unde? Din interior. Paharul meu, Doamne, Psalmul 23, este plin de dă peste el. De unde? Din interior. Din inima voastră vor fi râuri de apă vie. Adevărații închinători nu aparțin unei anumite denominații. dă voie să spun. Da? Nu. Nu aparțin anumitui cult, anumitei denominații. Noi trebuie să ne închinăm în Duhul. Pentru că este lupta asta în noi, de care vă spuneam mai devreme. Majoritatea oamenilor sunt închinători. Vă mai spuneam eu, un dependent de alcool, un dependent de droguri, un dependent de pornografie sau de gambling este un închinător. Numai că se închină greșit. Se închină greșit. Orice om s-a născut, avem în noi lucrul ăsta, de la indianul din Amazon până la cel care trăiește în Vatican, în Roma. Toți oamenii sunt făcuți să fie închinători. Și fiecare se închină lui Dumnezeu, cum știe el. Însă astăzi învățăm și înțelegem că pentru a-L accesa pe Dumnezeu trebuie să-L accesăm în Duhul. Pavel vorbește de lupta asta dintre în noi, între fire și Duh. Și el la un moment dat izbucnește așa în romani într-o tiradă și spune O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Pavel a înțeles, inspirat de Duhul Domnului, că trăim într-un trup de moarte. Într-o fire care ne în jos, într-o fire care ne învață, ia pe noi cum să îl accesăm pe Dumnezeu. Și zice așa, găsesc în mine legea aceasta. Adică este o luptă. Când vreau să fac binele, răul stă lipit de mine. Majoritatea știți pe de rost asta, nu? Când îl întrebi ce faci. bine, dar răul stă lipit. O folosi și ca o scuză. Dar Pavel nu se oprește aici. Zice, pentru că după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu. Omul din lăuntru. Cine suntem noi cu adevărat. Dar văd în mădularele mele o altfel de lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob al păcatului, păcat care se află în mădularele mele. Însă el nu le lasă fără soluție și spune în felul următor. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Isus Hristos Domnul nostru. Astfel, dar cu mintea eu slujesc legii lui Dumnezeu, da? mintea luminată de Duhul lui Dumnezeu, dar cu firea pământească slujesc legii păcatului. Ordinea inițială a fost așa, Dumnezeu a făcut un trup și apoi a ruah, a suflat Duh de viață în el. În clipa când Duhul a intrat în trup, zice Biblia, s-a făcut un suflet, cum? Viu. Vedeți? Asta, asta este ordinea creat. Dumnezeu a făcut trupul, dar trupul nu era nimic fără, fără Duh, nu avea nicio valoare. Absolut nimic. Când Dumnezeu a suflat ruah, Duh de viață, trupul s-a făcut un suflet viu. Deci Domnul i-a dat viață lui Adam. Atât timp cât Adam mânca din pomul vieții, el trăia veșnic și era în legătură duhovnicească, intimă cu Dumnezeu. Era neprihănit sau inocent. În momentul când a accesat pomul cunoașterii, el s-a virusat și ordinea s-a inversat. Da? A înțeles că este gol înaintea lui Dumnezeu. Și a zis, trebuie să mă ascund și să-mi fac niște șorțuri. Și a încetat să se închine în Duhul. De asta vi se spunea de aici data trecută. Ordinea trebuie schimbată. Schimbarea în viața noastră trebuie să înceapă dinăuntru în afară. Nu din afară înăuntru. Ce interesant este că în majoritatea comunităților noastre încercăm să-i schimbăm pe oameni din afară. Vine unul de ăsta și spune, băi, nu, trebuie să-ți faci freza așa. Trebuie să te îmbraci într-un anumit fel și încercăm să schimbăm pe om din afară. Și hai să spunem că suntem destul de convingători. Da? Știi ce se întâmplă? Ei de ajuns să conducă odată în bucium, nu? Sau să-i tai unul calea și iese dinăuntru, iese cine este el cu adevărat în afară. Nu? Claxoane, mm, pe, nu pot să spun ce cuvinte se folosesc. Atunci că ăla care s-a dus și a împrumutat de la un, un preot, a împrumutat o mașină de, de tuns iarba, de la care se accesează cu... Și preotul îi spune, vezi că ăsta merge, merge, numai cu, cu jurături. Zice, domne, nu, eu nu înjur. am uitat toate înjurăturile, zice, de când m-am pocăit. Zice, nicio problemă, tu tragi de el că îți vin înapoi. Deci aștea suntem majoritatea oamenilor care nu au fost transformați din interior. Ok? Iese în afară Adamul, iese în afară firea, iese în afară ce este rău. De asta schimbarea trebuie să vină întotdeauna din interior în exterior. Degeaba lei pe păcătos și îl parfumezi și îi spui cum să vorbească corespunzător, să folosească creștineza, încă întotdeauna în momentul limită va ieși cine este el cu adevărat în, în afară. Săptămâna asta am citit la știri, cred că majoritatea știți, a murit în Iran la 94 de ani omul care nu s-a spălat niciodată. Ați auzit de asta? Un om care nu s-a spălat niciodată, da? A murit la 94 de ani, atenție, la scurt timp după ce a făcut prima baie din viața lui. Ăsta da? nu s-a spălat că era frică că dacă se spală moare și s-a adeverit până la urmă. Vreau să vă spun ceva. Majoritatea comunităților noastre trăiesc o tragedie. Sunt o mulțime de creștini cu numele. De ăștia nominali, care se îmbracă corect, vin la biserică, dar nu sunt transformați din interior. Însă mai devreme sau mai târziu totul se prăbușește. Atenție mare! La prima spălare cu adevărat, omul moare. La prima spălare în sângele lui Isus, omul, firescul, trebuie să moară. Pavel spune, nu mai trăiesc eu, ci cine? Hristos trăiește în mine. Eu am murit? Eu sunt pe cruce. Când facem botezurile, spunem de obicei chestia asta. Ai intrat? Să rămâi acolo, frate. La unora le spunem că dă, facem un pachet special, îi ținem trei minute acolo să-i trimitem direct. Să nu mai, e pachet special, da, nu mai la rema găsiți ăsta, îi ținem acolo, gata, îi trimitem, îi împachetăm, pș, direct că nu mai ai ispite, după aia probleme și așa mai departe. Nu mai trebuie să luți cu firea. da, da? 100% dintre noi ieșim de acolo și trebuie să ne luptăm. Trebuie să ne luptăm și o luptă pe viață și pe moarte. Da? Atenție că mulți suntem, mulți suntem lumești. Încercăm să-L accesăm pe Dumnezeu prin puterile noastre. Și tot auzim la biserică. Dacă mergem la o biserică unde se predică cuvântul, acolo trebuie să auzim lucrul ăsta. Hristos a plătit totul. Nu mai, nu, este, nu mai este nimic de adăugat. Dar noi, vedeți, pentru că trăim în fire asta, am vrea și noi să punem puțin acolo. Oameni, țin și eu un post puțin mai lung. Citesc astăzi, nu citesc un capitol, citesc două capitole. Poate fac așa un cec la Dumnezeu și se uită mai favorabil peste, peste mine. Sau, sau, sau nu bag un leu, dau zece. Apropo, cu inflația asta, leul a devenit zece. Dacă n-ai înțeles până acum, uite la prețuri. Cumva, cumva, noi încercăm să spunem și să-L convingem pe Dumnezeu că am putea și noi să câștigăm puțin. Și am inventat fraze precum Domnul să se răsplătească cu viața veșnică. Ați auzit-o pe aia? Mamă, când aud aia, așa mi se face părunca. Bun. Unde scrie în Biblie treaba asta? Unde scrie în Biblie că mântuirea este... Un, un lucru pe care eu pot să-l accesez prin faptele mele bune. Să-ți răsplătească Domnul. Mama, ai fost așa de bun. M-ai ajutat să car murăturile. Să-ți dea Domnul viață veșnică. Wow! Ha, nu, nu pot să cred treaba asta. Ce, ce suntem, musulmani? Uh, acolo trebuie să faci fapte bune. Știi că sunt cinci stâlpi în Islam. Și unul din stâlpele ăștia este să faci fapte bune. Chiar și în, 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 în denominațiile tradiționale, se spune, da, da, mântuirea, ispășirea în Hristos, da, corect, dar trebuie să faci și fapte bune. Nicăieri în Biblie nu scrie asta. Dacă ar mai fi trebuit ceva în plus, de ce a trebuit să moară Hristos, dacă trebuia oricum ceva în plus? Și dacă trebuie ceva în plus, cât trebuie în plus? Poate să-mi spună cineva? Câte fapte? Câte pelerinaje? Câți bani uh, dați? Nu, 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 El a plătit tot. Noi nu mai putem adăuga și nici scoate absolut nimic. Trebuie să spui la asta, amin. Am găsit o chitanță foarte interesantă, dacă vor să o afișeze băieții. O chitanță interesantă spune așa, Iisus a plătit totul, nu mai datorezi nimic. Fii atent, păcat, plătit, rușine, plătit, durere, plătit, greșel din trecut, respingere, singurătate, dependență, moarte. Total, zero lei. Pentru că plata, păcatul este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică, atenție, în Iisus Hristos. Ai auzit? Nu poți să faci nimic să-L îmbunezi pe Dumnezeu sau să-L faci pe Dumnezeu să fie mai favorabil față de tine. Singurul lucru este să accepti jerfa lui Isus Hristos. Este singura modalitate în care poți să-L accesezi pe Dumnezeu. Dumnezeu este Duh și noi trebuie să ne apropiem de El prin, spuneți voi, prin Duhul. Ci noi, contemporanii smartphone-ului, Putem înțelege lucrul ăsta mai bine. Vorbeam mai devreme că Dumnezeu ne-a făcut în trup. Și putem înțelege smartphone-ul ca trupul, hardware-ul. Ăsta e trupul. Ok? Softul, ceea ce face ca trupul ăsta să meargă, este sufletul. Da? Foarte simplu. Softul este sufletul. Pentru cei care aveți uh, Samsung, mă iertați că folosesc un iPhone, da. A venit cineva și m-a întrebat, ce măi ți-ai pus asta aici, că nu te mai ține bateria nici cât predici? Hei, ăștia cu, 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 Samsung. Domnul să-i binecuvinteze, că îi iubim pe toți. Nu? nu au trebuit să spun asta. Că... Deci, trupul este hardware. -ul. Sufletul este softul. Duhul este curentul pe care îl accesăm. Ia, fiți atenți. Că este foarte important ce fel de curent accesezi. Da? Este foarte important de unde te încarci, pentru că toți trebuie să ne încărcăm de undeva. Dacă Dumnezeu este Duh, noi trebuie să ne încărcăm la o rețea. Deci despre asta este vorba. Curentul bun este la care nu virusează, nu ucide. Da? Ăla este cuvântul lui Dumnezeu. Este Duhul lui. Până nu-l hrănim, el, Duhul, se Strânge așa, se face din ce în ce mai mic, din ce în ce mai mai slab. Mulți oameni sunt conectați la curentul ăsta care vine din lume. Și dacă ai încercat, nu-ți recomand asta. În clipa când începi să nu mai vii la adunare, la biserică, începi să nu mai simți nevoia să mai vii. Ești conectat la priza greșită. Duhul nu-ți mai dă. Yes, nu se mai spune, hei, e duminică dimineață, let's go, let's do this, e, e bine de tine dacă mergi acolo. Dacă nu citești din cuvânt constant, din nou, nu recomand chestia asta, că asta e moarte, dar la un moment dat îți pierzi foamea, nu te mai interesează așa de mult să mai accesezi cuvântul lui Dumnezeu. Ăsta atâtea rielsuri și pe Insta acolo, ai o fântână a nenorocirii, tot dai acolo și nu se mai termină, Hop, a trecut 45 de minute, fantastic. Dar ce greu e cu Scriptura 45 de minute. Uu, greu mai scrie Pavel ăsta, frate. Și ai de mine, greu, greu. Și îți pierzi mintea și era ajunge acolo la rilsuri. Ești conectat la ceea ce nu trebuie. Atenție mare. Conectat la ceea ce nu trebuie. Noi tot timpul trebuie să fim interesați de lucrurile lui Dumnezeu. De fapt, intenția grupurilor mici aici este ca să ne conectăm cu Duhul. O dată pe duminică nu este suficient. Chiar dacă vii la aia de la nou. Și poți să vii și asta la 11, nu-i suficient. O dată pe duminică, mm, nu este suficient. De asta grupurile sunt create cu intenția să ne conectăm în Duhul. Discuțiile noastre acolo au de-a face cu Duhul lui Dumnezeu. Trebuie să fim intenționali în urmărirea disciplinilor și a poruncilor. Însă asta, atenție, nu trebuie să fie o sforțare a trupurilor noastre, ci o consecință naturală a cine suntem noi în Duhurile noastre. Deci trebuie să fie uh, uh, ca un fel de semnal că suntem conectați cu Dumnezeu. Când Duhul este viu, când Duhul este treaz, El îți va conduce viața. Și să spun ceva, Duhului îi plac lucrurile lui Dumnezeu. Este absolut natural pentru El să iubească lucrurile lui Dumnezeu. Fii atent ce spune Pavel într-un mod magistral în capitolul 8 din Roman. Cine a studiat Roman cu mine știe că e favoritul meu, capitolul meu favorit. El începe așa. Acum, dar, ce îmi place cuvântul ăsta, dar, oriunde când întâlnești în Biblie cuvântul dar, uh, therefore este în engleză, să-l să-l faci a tău, să-l îmbrățișezi, e pentru tine, e cea mai bună veste. Acum, dar, nu mai este nicio condamnare pentru cei care sunt în Isus Hristos. Poate să spună cineva amin, aleluia la asta? Nici o condamnare, nicio condamnare, nicio condamnare. Pentru orice ai făcut, dacă ai crezut în Isus, pentru cei care sunt în Hristos, spune, nu pentru oricine, nu mai este nici o condamnare sau o sândire, spune Corelescu, care, și aici este axterisul, este, este disclaimerul, care nu mai trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Atenție, putem trăi sub influența firii sau după îndemnurile Duhului. Da? Oare cum se poate asta? Cum putem să trăim după îndemnul Duhului, în fire? Zice așa. Căci lucru cu neputință, legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a condamnat păcatul în firea pământească, trimițând, atenție, datorită păcatului, pe însuși fiul său într-o fire asemănătoare cu apă nu, pentru mulți vă trebuie un lighean de apă rece, că nu ați înțeles. Stați să vă explic acum. Fiți atenți. Iisus a trebuit să vină în trup. El care era Duhul de viață, Biblia spune, toate lucrurile se țin prin puterea lui, Ioan 1, da? Toate lucrurile se țin prin puterea Logosului, a Cuvântului lui Dumnezeu, al lui Iisus. Fiți atenți. Duhul de viață a trebuit să vină în trup, în hardware, a trebuit să vină în trup. El, Duhul de viață. Și să se conecteze da? la ceea ce era lumesc. Ce s-a întâmplat când Duhul de viață, Duhul puternic, Duhul la tot puternic, de fapt, s-a conectat cu moartea? Ce s-a întâmplat când Duhul de viață s-a întâlnit cu moartea? Scur Scurt circuit. Bum! A fost un boom extrem și îl auzim, a fost și fizic, s-a putut vedea și auzi la cruce, la Golgota. Atunci s-a întâmplat marele boom. Și ce s-a întâmplat? El a făcut o nouă rețea. El a făcut o nouă rețea. El a trebuit, spune Pavel aici, aici, în Roman, în fața noastră. Zice, a trebuit să vină în trup. El, Duhul de viață, a luat trup și când Duhul de viață a intrat în contact cu firea și cu moartea, scurt circuit. Bum. Și a creat noul circuit, circuitul vieții. Și spune așa: Voi nu mai sunteți pământești, ci sunteți duhovnicești. Voi nu mai accesați asta. Ăsta nu mai este pentru voi. Zice, ăsta trebuie alungat. Nu ne mai trebuie asta. Ci voi trebuie să accesați asta, viața, noul circuit făcut de Hristos. De ce? Fiindcă Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Și dacă Hristos, Domnul, este în voi, trupul vostru, da, este supus morții, toți suntem datori cu moarte, datorită păcatului adamic, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Cei care au studiat roman știu cuvântul dicaiosune, le-am spus până au înțeles și au rămas aici, dicaiosune, righteousness, neprihănire. Aia vine prin Hristos. Așadar, sau therefore, așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești. Am aruncat-o la pământ. Sarhicos cauciucul, da? Ca să trăim după îndemnurile ei. Adică ea nu mai dă mie porunci. Nu mă mai definește. Nu mai spune cine sunt. <coughs> Fiindcă dacă trăiți după îndemnurile uh, uh, firii, veți muri. Mulțumesc, soția to the rescue. Dacă trăiți după îndemnurile firii, veți muri. Asta e vorba de lifestyle. Nu e vorba de o greșeală sau două. Atenție mare, că toți mai facem câte una sau două, dar trebuie să ne pocăim și să nu le repetăm. Pentru că dacă le repetăm, ăla e lifestyle deja. Deja trăim după îndemnurile firii. Zice, dacă prin Duhul faceți să moară, faptele firii, voi veți trăi. Dacă îl accesezi pe Dumnezeu prin Duhul, de fapt tu vei trăi. De fapt tu trebuie să te conectezi la priza asta. La noul circuit pe care Hristos l-a creat când a fost marele scurt circuit. Atunci când credem prea iubiților, se reversează totul. Totul se reversează. Deja noi devenim ființe spirituale cu o experiență corporală. Înainte eram niște corpuri care eram morți. Morți. Eram ca un zombi săia din filme. Sunt morți, dar trăiesc, nu? Când, prin credință, accesez pe Dumnezeu, devenim ființe spirituale cu experiență corporală. Înainte eram niște trupuri doare. Și deodată când credem se reface ordinea spirituală. Suntem ceea ce Dumnezeu vrea să fim. Astăzi ne rugăm Domnului pentru reversarea spirituală din viața noastră. Mă uit peste voi, sunteți foarte faini, v-am spus de la, de la început. N-am mințit, cred lucrul ăsta, ați venit îmbrăcați fain, arătați foarte bine, cu o oră în plus de somn. Dar Duhul lui Dumnezeu vede ceea ce este în tine, de fapt. Vezi, înaintea lui Dumnezeu nu putem să ne dăm dreptate. Înaintea oamenilor mai putem. Învățam să spunem anumite lucruri faine, învățăm să zâmbim și să fim politicoși și mă, poate oamenii o să spună, zic, bă, ăștia sunt oameni faine. Eu om, nu e un om de treabă. Dar Dumnezeu știe ce suntem noi cu adevărat. În clipa când am învățat lucrul ăsta și când îl accesăm pe Dumnezeu prin Duhul, când credem că Isus este Domnul care a plătit pentru păcatele noastre, se produce reversarea. Deja sunt un Duh care trăiesc temporar în cortul ăsta, așa îi spune Petru. Este un cort, este o locuință temporară. La 20 de ani e fantastic de frumoasă, la 30 de ani e un vârf și apoi începe. Și toți ajungem acolo în pământ din care am fost creați. Dar Dumnezeu, pe când era în pântecele mamei tale, de fapt înainte, în momentul creației, a dat Duhul de viață. De asta noi credem că la momentul concepției, zigotul ăla, ăla este ființă umană, pentru că Dumnezeu a suflat viață. Dar trebuie să existe în viața ta o înviere spirituală care vine în clipa când ai crezut că Isus Hristos este Domnul tău. Crezi lucrul acesta? Haideți să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu. Și vreau să-ți dau un simptom. Mulți, mulți, sunt aici și zic, bă, dar oare ce, cu eu oare cum mă închin? Oare cum pot afla dacă sunt cu adevărat o ființă spirituală? O, dacă ne-am ocupat de duh, cât ne ocupăm de trup. Ce bine ar fi de viața noastră, nu-i așa? Știți ce se întâmplă când te închini în Duh, când îl accesezi pe Dumnezeu în Duh? Sufletul din tine se bucură. Știți că suntem generația cea mai depresivă, nu pentru că trăim mai greu ca părinții sau bunicii noștri, ci pentru că investim foarte mult în fire, în trupul acesta. Ca și cum noi nu suntem ființe spirituale, Duhul este atât de ignorat de asta vine și depresia, gândurile negre. Sufletul se bucură. Sufletul este capacitatea noastră de a gândi, de a judeca și exprima emoții. Și este format din minte care gândește și judecă, voință care face alegeri, emoțiile care cred, simt și țin minte. Și David, foarte interesant, în Psalmul 139, înțelege un lucru colosal. Când se uită la măreția lui Dumnezeu, la tot ceea ce a făcut El în Creație, și apoi vine și se uită la făptura Lui, El zice un lucru extraordinar. A înțeles ce înseamnă Conexia, accesarea lui Dumnezeu în Duhul. Și El spune, te laud, că sunt o făptură așa de minunată, minunate sunt lucrările tale, Doamne, și ce bine vede Sufletul meu lucrul acesta. Uu. David, e conectat la ce trebuie ai înțeles cine este Dumnezeu și cum trebuie să-L accesezi pe Dumnezeu, trebuie să ne asigurăm astăzi că suntem conectați la sursa care trebuie, la Isus Domnul. Astăzi, invită-L în viața ta, spune, Doamne, te-am accesat prin intermediul trupului ca oamenii vechi. Doamne, vreau un Duhul să se petreacă conexia asta. Cred că Isus Hristos este Domnul meu. Și în clipa când am crezut, am intrat în viață, sunt conectat la viață.